Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tise, dragi copii, vrem să vorbim cu voi. Și dragi copile, deci și așa vă plictisiți în mașini, vă obligă mami și tati să ascultați Europa FM. Da, și să mergeți la școală. Da. Și acum mami și tati o să vă ia telefonul mobil pe care stați pe TikTok, pentru că este un moment în care la Europa FM vorbim copiii. Ce vreți voi să vă faceți când o să fiți mari? Dacă tot vă plictisiți în mașini. Și am citit. Acum ăla de la radio te obligă să sunăm la radio. Da, nu vrem să vorbim. Lasă-mă, mami. Dăm pe Doraemon sau pe cine ne mai uităm noi pe telefon. În o companie japoneză care produce rechizite școlare, ghiozdănele, penărașe, lucruri de genul ăsta, gumițe mirositoare, face în fiecare an un sondaj în care întreabă copiii ce își doresc să devină ei când o să fie mari. Copiii din clasele primare. Ai deci trecut prea ușor peste aia cu gumițele mirositoare și am realizat că nu se mai fac gumițe mirositoare. E sigur că nu se mai fac? 90%, adică eu chiar n-am văzut de câte ori am mai fost pe la papetărie. Întrebare suplimentară. Mai există gume de șters cu miros de orice chinezesc? De turbo. Țineam 5-6 zile și mușcam de nea. Da, mă, exact. Era întâmpit tot, dar nu o da. Iară mai lua una, iară o țineam, o tot miroseam unul și mă, și într-o zi, mă trezeam. Un câine de la bătrân, știi? Și avea un gust oribil. Puh. Da. Rămâneau frecăței de aia de gumă între dinți, zic, mamă, ce groaznic, nu mai fac. Băi, iară-mi lua o gumă de aia, iară. Irresistibil pe cuvântul meu. Hați. Asta, Luca, este da, pe bă, cum... gume, mă, de șters. Șoarecele cu slăninuța din capcană. Nu se poate abține. Știe că nu e bun, știe că nu trebuie să se ducă acolo, dar mirosul ăla este irresistibil. Mai există gumițe de-astea, mă, mirositoare? Și cu ce fel de arome? Apropo, uite, întrebare suplimentară. Vreau, aveau miros de la de turbo. Da, nu știu de ce. Ceva deosebit. Cea mai dorită slujbă pentru copiii japonezi din clasele primare este să lucreze într-o cofetărie. Da. Nu te-ai fi gândit. Nu. Da, Luca n-ar fi făcut profit niciodată. Da. Mai ales că dulciurile japoneze îmi pare rău, dar... Mamă, sunt ceva groaznic. Sunt, în afară de orez lipicios, nu am putut să identific nimic la ei. Ăla mango sticky rice, nu cred că e al lor, e al lor. Nu, mango sticky rice este din Thailanda. Da, și au un sticky rice fără mango. Da. Ceva mai trist. Și adică... au niște... Știi că se găsește, îmi pare rău pentru comercianții, nu vreau să descurajez pe nimeni, dar există... sau au fost, la un moment dat, au încercat prin mall-uri, erau niște mici tonete în care vindeau înghețată japoneză. Mochi sau ceva de genul ăsta. Stai puțin, nu. Există înghețată cu aromă de mochi, dar mochi în sine sunt niște... bulule. Un fel de, de-asta zi, macaron, da, făcut dintr-o... pastă de orez. Pastă... de orez. Spongioasă, așa. De orez. De orez, da. Dar știi că sunt copii care sunt mari, fani, adică... Serios? Da, și eu m-am uitat cine la ei mănâncă... și m-am crucit. Cine mănâncă înghețată de asta care este mie mi se pare că totalmente. Dar ce e, mă? Mochi, zile mochi, ține la... știu copiii ce. Se ține la congelator. Da, dar există și mochi de congelator, există. Vedeți și mochi... că o să bulversați copiii, nu da, se copii. Ne niciunul. Cea mai dorită au mai multe teme pe care pot vorbi. Da, 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 da. Vorbim despre ce vrem, despre gume înghețată japoneză și da. În cazul și ce băieții... vreți să o faceți când veți fi mai? În cazul băieților japonezi, pe locul 2 este polițist. Da, înseamnă că eu am fost copil japonez cumva, că eu vreau să mă fac milițian. Milițian, da. Pe locul 3, atlet. E, acum, hai că asta e maximă cu ce atleti. Să zic, japonez. E o greșeală de traducere. Atleții nu... japonezi? Serios, deci nu halesc asta, că vor să mă fac atlet. Există vreun atlet japonez campion la ceva? Bă, există. Bă, există, da. În ziua de azi nu prea mai există atleți campion la nimic, în sensul că nu mai e așa mediatizat, din păcate, acest sport. A intrat în top și meseria de cercetător în domeniul dinozaurilor și insectelor. Dacă tot se întoarce Dodo... Da. Acum îmi dau seama și eu, mie mi-aș plăcut foarte mult să studiez, să mă fac entomolog, adică să studiez insecte, serios. Pentru că în loc să-mi fac temele la algebră, stăteam afară în curte și mă uitam la furnici. Mă jur. Acum mă aduc aminte. Serios? Da, serios. Și părinții mei erau disperați. Ce faci acolo? Mă uit la insecte, studiez furnicile. Dar matematică? Mai am un pic de studiat insectele. Orice aș fi făcut, numai să nu fac matematică. Aveai o pasiune, da. La fetițe, pe locul 2, este o carieră de cântăreață. Deci vor să devină cântărețe. Pentru mulți dintre copii, mai apare și opțiunea de creator de conținut, adică YouTuber gen. Asta, eu mă mir că nu e asta pe primul loc. Însă majoritatea părinților japonezi își doresc pentru copiii lor o carieră de funcționar public. Da, îmi pare cunoscut. Da, mi se pare că există o asemănare profundă între popoarele japonez și romani. Dar unde sunt, mă, meserile de medic? Cum era pe...
pe vremuri. Toți părinții își doreau. Nu mai merg asta. Nu mai merg. Să ne reparăm cu softul, cu ăștia, cu mesaje? Inteligența artificială. Da, ci care există în continuare gumă de șters cu aromă de vanilie, căpșuni, struguri, bomboane, afine și tort. Nu. Cum aromă de tort? Nu cred. Așa scrie. Bine. 0372069599. Dacă tot am avut melodii triste, să zâmbim cu asta. Nu, că avem una veselă acum. Întrebare, copii, vine Harry Styles. Întrebare în primul rând pentru copii. Ce vreți să vă faceți când o să fiți mari și de ce? Orice fel de copil, de orice vârstă. Și pentru copii mai mari care șofează mașinile, fraților, ce voia să vă faceți voi când erați mici și ce ați ajuns? Că, na. Adică de unde ați plecat și ce s-a întâmplat. Vreau știu, găsesc și eu pe cineva care spune, băi, eu am ajuns ce voiam eu. Eu toată viața mi-am dorit să fiu astronaut și am ajuns astronaut. Că e mai complicat acum. Pe vremuri era mai simplu, că știai în principiu, te duci în direcția aia și cam aia făceai. Dar acum poți să schimbi meseriile... Da. De la un moment la altul foarte repede. Eu o să deschid prima rotiserie de Dodo, spune Ioan. Rotiserie de deci Dodo. Deci uite că el știe ce vrea să facă, când o să fie mare Dodo. Bun, deci telefon 0372069599. Ce voia să vă faceți când erați mici și ați ajuns acum? Și copiii ce vreți să vă faceți? Să vedem și noi, frate, care meserii mai sunt la modă. Și mesaje, evident, mesaje audio și scrise pe WhatsApp. Luca e la primire, 0728 3 de 1, 3 de 2. Aparent sunt foarte mulți copii obligați să ne asculte. Da. Știți ce? O să facem în felul următor. Sunt atât de multe mesaje audio pe care ni le-ați trimis, încât o să ne ocupăm acum de visurile copiilor și puțin mai încolo, pe drumul de întoarcere de la școli, de visurile adulților. Deci facem discuția asta în 2 ore astăzi la Europa FM. Încercăm asta. Ia să vedem. Mă cheamă Tibi, am 10 ani, sunt clasa a 4-a și vreau să mă fac antrenor de not când voi fi mare. Antrenor de not. Antrenor de not, da. Și ca slujbă reală în care să câștigi un bănuț? Ce? Îmi pare rău că te dezamăgesc, dar nu știu dacă o să poți să cumperi prăjitura ta favorită din banii, din salariul de antrenor de not. Bună dimineața, Europa FM. Pe mine mă cheamă Iris din Brașov și am 9 ani. Da. Iar atunci când vreau să ajung mare, vreau să fiu inventatoare și... prima chestie care o să o inventez va fi aparatul care îți leagă șireturi și după aceea vor fi ștrampii care nu se rup nici măcar o dată. Ce tare! La revedere! Aparatul de șireturi, să știi că o să aibă mare succes. Eu 100%. Cred că inventat când eram mic, de vârsta ta, mă străduiam să inventez în primul rând scuze pentru... adică de ce nu mi-am făcut temele. Nu... s-au brevetat niciodată, scuzele ale mele nu m-au prins, dar am încercat să fiu inventator într-o anumită perioadă. Eu sunt Andrei din București și când o să mă fac mare, aș vrea să fiu un pilot de avion, pentru că îmi plac foarte mult avioanele. Pa! Mișto! Bună ziua, Europa FM! Așa. Eu vreau ca să mă fac inginer. Vă salută Darius. Vă salută Darius din Șag. Practic, ca orice inginer serios, a afirmat și după aia a verificat. Da. Vă salută Darius, după care vă salută Darius, pentru că așa se face în inginerie. Fiecare pas al proiectării trebuie verificat. Neața Europa FM. Eu vreau să mă fac tractorist în România. Bună idee! Bună, eu când voi... Mai oprește-le mânurile, dar pe toate odată. Stai să vorbim nițel. Deci asta cu tractorist este o idee foarte mișto. Pentru că tractoristul, în primul rând, câștigă foarte mult în țara noastră. Și în al doilea rând, tractoristul lucrează în aer liber. Deci este... Da, și acum ca sudorul. Da, ca sudorul, nu știu, sudorul e mai dificil. Sudorul e încintă, tată, mai mult. Da? Mai dar lucrează la porți și... mai iese pe afară. La ce? Porți! Nu la studiază porți. Să știi că și la vapoare înțeleg că se mai... Da, ok, mă rog. Porți de vapoare. Da. Eu când voi fi mare, vreau să mă fac actriță și da, mai există gume cu mirosuri. Deci mulțumim. Mai există. Se poate. Ce poftă mi s-a făcut. Luca din Timișoara și eu vreau să mă fac inginer IT. Iar eu vreau să mă fac doctor de scos copii.
Am înțeles. Bravo. Ok. Deci obstetrician cu... e greu de... Da. Doctor de scos copii din ciocul merzelor. Cum se cheamă doctorul de la de vreau să mă fac? Obstetrician, n-am cum. Ce faci? Scoate de scos copii. Bună dimineața! Eu vreau să mă fac detectiv. Vă salută Ania din Arad. Bravo, Ana. Ești tu detectiv. Ar trebui frumos să începem să ajungem niște detectiv. Da. Ca lumea. Bună dimineața! Eu când o să fiu mare vreau să fiu profesor de dans și de canto. Teodora de la Baia Mare. Mamă, ce frumos ar fi. Dans și canto. Și dans și canto? Hai să intrăm și în direct. Când am două. Cântând. Da. Alexandra, hai, e cu noi. Are 11 ani. Bună dimineața! Alexandra. Bună, Alexandra! Bună dimineața! Eu când o să fiu mare o să vreau să mă fac actriță. Ok, bună. Excelentă alegere. De teatru, de film, de ce anume? Ce îți place mai mult? Teatru sau film? De film. Se plătește mai bine. Bravo, Alexandra, ai ales bravo, bine. Bravo. Îți mulțumim, spor la școală. Mulțumesc, la revedere. Te-am pupat, Alexandra. Dacă o să filmezi în România, să fii prietenă cu sunetistul, că sunetele de la filmele românești e imposibil de înțeles. Ana Maria are 8 ani, bună dimineața. Bonjour. Bună dimineața. Bună, bună. Ia zi. Ce ne-aș dori să fiu mare, aș dori să fiu doamnă învățătoare de engleză pentru copii. Profesoară de engleză pentru copii, învățătoare și profesoară de engleză pentru copii. Frumos. Super. Și poți să mai încerci încă o limbă străină care îți place. Să fie măcar două, știi, în pereche. Mulțumim, Ana Maria. Teodor are și el tot 8 ani. Bună dimineața, Teodor. Salut, Teo. Bună dimineața, Europa. Mă cheamă Pavel Teodor Damian. Sunt la școala primară Carol I. Da. Așa. În ce localitate? Iași. Bravo. Bravo. Și îți place la școală? Da. Ce să zici și tu? Ești cu, mami sau cu tati în mașină? Cu tata. Am lăsat-o pe mama la servici. Bravo, foarte tare. Bună ziua și... Cineva trebuie să și muncească. Și ce vrei să te faci când o să fii mare? Când o să fiu mare vreau să devin pilot de linie. Pilot de linie, extraordinar, excelent, trebuie bravo. Trebuie să strângă tati bani. De ce? De linie. Școală. De linie. Bravo, ținem pumnii. Succes, Teodor. Costisitoare. Da? Da. Filip are 9 ani. Bună dimineața, Filip. Bună dimineața. Bună. Ia zi. Eu când mă fac mare, aș vrea să mă fac doctor veterinar. A, ce drăguț. Asta e frumos. Ai un animăluț acasă? Am un câine, o pisică și 12 pești. 12? Ce peștișori ai? Ce model? Cum se cheamă ei? Ce rasă? Am Gupi? Sanitari. Sanitari, da, am avut și eu. Scalari? Gupi? Sifo? Sifo. Așa. Leoni? Mai bine zine ce rasă-i câinele. Cățelul ce rasă-i? Cățelul? Da. Da. E practic tomberonez. Dar e prietenul tău cel mai bun. Ciobănești germani. Prietenul tău cel mai bun, nu? Cum îl cheamă? Argo. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tare mult. David, hai să vorbim și cu David, are 7 ani. Bună dimineața, David. Salut, David. Bună dimineața. Ia spune, ce David. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Să mă fac pompier. Că în cea mai mare caz, dacă cumva acasă mi-a va lua foc, corect, să știu multe lucruri ca să fiu pregătit. Bravo. Sau poate polițist. Că dacă cumva vii hoții, deci, să fii pregătit. Bravo. Să fie pregătit. Bravo, David, felicitări. Uite, tot la 7 ani e și Letiția. Bună dimineața! Bună, Letiția! Bună dimineața, Europa FM! Bună. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Aș vrea să mă fac o polițistă și actriță. Și polițistă, okay, și actriță. Nu-i rău. Interesant. Hai să ține vorbim pomii și cu Teodora, ultima în ora asta, și după aia o să continuăm după știri. Teodora, 7 ani, bună dimineața. Bună, Teodora, repede. Bună dimineața, pe mine mă cheamă Teodora. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Vreau să fiu o doctoriță de animale. Ah, ce drog. Medic veterinar, bravo ție, și are animale. Teodora. Continuăm cu mesajele primite, mesajele după părinților. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.